Cea de-a doua cină festivă din cadrul proiectului Curcubeu a fost organizată ieri cu începere de la ora 19 la Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret. Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret, în cadrul proiectului Curcubeu, Centru de Formare și Integrare Profesională, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, Investește în Oameni 2007-2013, a organizat în perioada 23-25 august un eveniment de excepție în cadrul curselor de formare profesională în domeniul turismului, oferite beneficiarilor proiectului. Proiectul este implementat în cadrul unui larg parteneriat cu parteneri locali, naționali și transnaționali și are ca beneficiari 20 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, provenind din medii dezavantajate social din Sighișoara și din sate din jurul Sighișoarei. Acest eveniment s-a încheiat ieri cu o cină festivă pregătită chiar de cursanții din cadrul proiectului Curcubeu. Proiectul include evenimente excepționale, o serie de 18 cursuri de gastronomie cu participarea unor profesioniști renumiți din domeniul restaurației. Evenimentul a fost deschis de către Volker Reiter, inițiatorul acestui proiect, după care Simona Lazar, invitată special și partener în cadrul acestui proiect, a spus câteva cuvinte despre beneficiul pe care îl au tinerii implicați în acest proiect. Vreau să vă mărturisesc că deși au trecut 10 luni și jumătate și mai bine de un an de zile de când împreună cu domnul Volker Reiter și cu echipa Asociației Turistice Sighișoara, a celor de la Burg Hostel și a tuturor celor implicați în acest moment în proiectul Curcubeu, tot vorbim și nu doar vorbim, încercăm să facem ceva pentru acești tineri care provin, după cum știți, din medii defavorizate. Vreau să spun că am în continuare o admirație extraordinară și o uimire tăribilă de când mă gândesc la curajul acestor oameni de a lupta un pic contra valului, contra râului de probleme care acoperă nu doar România, ci și Europa, lumea, vorbim de criza economică, vorbim de lipsa locurilor de muncă, vorbim de criza de, chiar de o criză morală care apare și care ține de mentalitatea celor cu care lucrăm noi, care lucrăm cu oameni în fiecare zi. Și mă bucur că dumnealor au avut acest curaj și au pornit la un demers atât de practic, pentru că acești 20 de tineri care în urmă cu 10 luni și jumătate au intrat în proiect vor avea la sfârșitul cursurilor o șansă pe care altminte nu ar fi avut-o. Al doilea curs din această serie l-a avut ca invitat pe maestrul în arta culinară Silvian Scornea, un tânăr de 32 de ani, cu 18 ani de experiență în gastronomie. Maestrul în arta culinară este în prezent șef bucătar în București și director regional pentru zona Muntenia al Asociației Naționale a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism. Cariera am început-o de tânăr, ca și elevii care avem în ziua de astăzi, cu care am făcut cina din seara aceasta. Am început undeva la 14 ani jumate, aproape 18 ani au trecut de când sunt în această meserie, unde încercăm să mulțumim clienții. Câteva aspecte importante din evoluția în cariera dumneavoastră. Am participat la câteva concursuri interne și internaționale, îndeosebi olimpiadele care se țin din 4-4 ani la Erfurt, în Germania, unde avem maestru bucătar în arta culinară și capitanul echipei, domnul Bercea Ștefan, de la Cabana Vânătorului. Dânsul este și președintele Asociației Bucătarilor și Cofetarilor și datorită dumnealui și multor sponsori din spatele acestei echipe, încercăm o dată la 4 ani să mergem să reprezentăm echipa României. Sperăm că cu succes! Ați conlucrat cu beneficiarii proiectului Curcubeu? La început mai greu, ei sunt tineri, la fel de tineri cum am început eu meseria, dar cu multă ambiție și seriozitate se poate învăța foarte, foarte multe. Cu condiția să-și dorească să facă această meserie. Această meserie nu este pentru o zi, o săptămână, o lună. Această meserie, dacă deprinzi tainele ei, te poate duce în viață peste ani de zile unde vei câștiga un salariu destul de bun. Tinerii cursanți au avut la dispoziție 3 zile să învețe câte ceva de la maestrul bucătar Silvian Scornea. La sfârșitul acestor zile, îndrumați de maestru, aceștia au pregătit pentru delectarea invitaților o serie de specialități culinare de excepție din bucătăria românească și internațională. De data aceasta am hotărât să aduc
un bucătar foarte experimentat, dar care este unul dintre cei mai tineri maestri în arta culinară, nu doar din România, ci și din Europa. Vorbim de domnul Silvian Scornea, care, ca și acești tineri, a pornit foarte, foarte devreme ucenicia în domeniul artei culinare și care, datorită destoinicii sale, datorită talentului, pentru că în această meserie e nevoie de foarte mult talent, a reușit să se impună foarte de tânăr în fața colegilor de breaslă, mult mai în vârstă și mai experimentat. Printre cei prezenți la acest eveniment s-au numărat consilieri locali, directori de instituții, cadre didactice, partenerii proiectului Curcubeu și diversi invitați.